Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună. Salut copii! Bine ați venit la o nouă poveste de pe canalul Dana cu povești. Astăzi vreau să vă citesc despre o girafă și despre niște ochelari pe care ea nu voia să-i poarte, domnule, dar absolut deloc. De asta și ochelarii din povestea mea, chiar dacă eu nu trebuie să port ochelari, dar trebuie să port lentile de contact. Așa că dacă este între voi cineva care trebuie să poarte ochelari și nu vrea, probabil că povestea de astăzi este pentru tine. Sau dacă este între voi cineva care va trebui la un moment dat să poarte ochelari, dar este frică că poate va fi bagiocorit de colegi, de prieteni, poate că povestea de astăzi este și pentru tine. Haideți să vedem așadar girafa care nu voia să poarte ochelari. Și oare de ce nu voia ea să poarte ochelari? Atenție, este o poveste foarte amuzantă, care sigur o să vă placă, așa că rămâneți alături de mine până la final. Povestea de astăzi a fost scrisă de A.H. Benjamin și ilustrată de Jill McLean și face parte din cartea Girafa care nu voia să poarte ochelari și alte 6 povestiri pe care vi le recomand cu mare drag, fiindcă această carte este una dintre preferatele mele și a fetiței mele, Lily. Haideți să o cunoaștem așadar pe această girafă specială. Girafa nu vedea prea bine, nici de aproape, nici de departe. Odată s-a împiedicat de un șarpe și s-a încâlcit îngrozitor. Ai nevoie de ochelari, au strigat celelalte animale. Și repede, repede i-au făcut o pereche. Ia uite, o pereche roz. N-am de gând să-i port, a zis girafa. O girafă cu ochelari ar arăta stupid! Și s-a îndepărtat hotărâtă. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a dat cu capul de o creangă. Auci! O să-mi pun o cască de protecție să-mi apere capul, și-a zis ea. Așa că de atunci înainte a purtat o cască de protecție. Știi tu ce face girafa? Se întrebau animalele unele pe altele. Oh, nu, habar n-am! Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a izbit de un rinocer. Buf! Oh, iartă-mă, o să-mi atârnă un clopoțel de coadă, i-a zis rinocerului. Astfel toată lumea o să mă audă când vin. Așa că a purtat o cască de protecție să-și apere capul și un clopoțel să fie auzită când se apropie. Of, ce prostie! A mormăit leul. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a lovit la picior de o piatră. Au! O să port ghete, astfel picioarele mele vor fi în siguranță, și-a zis ea. Așa că a purtat o cască de protecție să-și apere capul, un clopoțel să fie auzită când se apropie și 2 perechi de ghete să se plimbe în siguranță. E din ce în ce mai rău, a șoptit elefantul. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a așezat pe o tufă de ciulini. Au! O să port o pernă, o să-mi protejeze fundulețul, și-a zis ea. Așa că a purtat o cască de protecție să-și apere capul, un clopoțel să fie auzită când se apropie, 2 perechi de ghete să se plimbe în siguranță și o pernă să-și protejeze fundulețul. Ce bizar, a spus toată lumea. Vouă cum vi se pare? Vă place cum arată girafa așa? Mie mi se pare chiar amuzantă. Girafa, să știți că n-a vrut să poarte ochelari nici după ce a căzut în râu. Plosc! Îmi pare rău, domnilor hipopotam. O să port un colac de cauciuc ca să mă țină la suprafață dacă pic în apă, a zis ea.
Așa că girafa a purtat o cască de protecție să-și apere capul, un clopoțel să fie auzit în caz că se apropie, două perechi de ghete să se plimbe în siguranță, o pernă să-și protejeze fundulețul și un colac de cauciuc pentru cazul în care ar cădea în apă. E chiar prostuță! A râs unul dintre hipopotami. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici măcar după ce a căzut într-o groapă. Of, o să port cu mine o scară! Așa dacă se întâmplă să cad într-o groapă, o să pot să ies din ea! Și-a zis. Așa că a purtat o cască de protecție să-și apere capul, un clopoțel să fie auzită când se apropie, două perechi de ghete să se plimbe în siguranță, o pernă să-și protejeze fundulețul, un colac de cauciuc pentru cazul în care ar cădea în apă și mai căra și o scară în spinare. E absolut ridicol, a spus toată lumea. Tuturor le era milă de girafă. Vai, dacă s-ar putea vedea, a spus struțul. Trebuie să o ajutăm, a zis ghepardul. Într-o noapte, ghepardului i-a venit o idee. S-a strecurat până la girafă în timp ce ea dormea, iar a doua zi dimineața... Pua! A strigat aceasta când a dat cu ochii de imaginea ei reflectată într-o băltoacă. Eu sunt asta! Arăt ridicol! Și și-a dat jos casca de protecție, clopoțelul, perna, ghetele, colacul și în cele din urmă scara. S-a privit din nou în băltoacă și abia atunci a observat ochelarii de pe nasul ei. A zâmbit ea mulțumită. Dar arăt chiar elegant! Da, așa e! Au strigat toți în cor. Girafa a plecat evitând cu mare grijă o gârgăriță care se tot plimba prin iarbă. Și așa se termină povestea. Ei, ce ziceți? Era încăpățânată girafa noastră? Foarte încăpățânată. Așa cum poate și unii dintre noi suntem, nu-i așa? Dacă mami ne cheamă la masă, noi zicem nu, 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 că acum vreau să mă joc, nu, că acum mă îmbrac, nu, că acum fac altceva. Sau dacă mami ne spune că nu-i bine ce purtăm, pentru că o să ne fie ori prea cald, ori prea frig, ori ceva nu e în regulă și noi zicem mereu nu, 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 că vreau să fac cum vreau eu, atunci e posibil să arătăm ridicol ca și girafa, pe de-o parte, sau e posibil să ne fie rău, sau să nu ne fie bine, sau să ne fie cald, sau frig, sau foame, sau așa mai departe. De asta este important, asta cred că ne învață această poveste, să-i ascultăm pe ceilalți atunci când ne dau un sfat prietenesc bun, da? Sigur că dacă un prieten ne spune să sărim în râu, nu o să facem asta, pentru că ne gândim că s-ar putea să ne înecăm, nu-i așa? Mai ales dacă nu știm să notăm. Dar dacă un prieten ne spune că nu e ok cum ne-am comportat, ar fi bine să luăm aminte pentru că ne vrea binele, așa-i? Și să învățăm din ceea ce ne spun ceilalți, mai ales adulții din viața noastră care ne iubesc sau poate prietenii noștri dragi care ne atrag atenția la grădii sau la școală. Sper că v-a plăcut povestea cu girafa, copiilor mei de la grădi le-a plăcut foarte mult, iar noi ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă poveste. V-am pupat, dragilor! Pa! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești! Dana cu povești, hai să citim povești împreună!